Muzeul de Artă Populară Constanța a organizat manifestarea Meșteșuguri Tradiționale, prelucrare artistică a lemnului. Acțiunea a urmărit să pună în valoare principalele aspecte legate de arta prelucrării lemnului, continuitatea și evoluția artistică a acestui meșteșug ancestral. Lemnul, într-o varietate de esențe, a reprezentat de-a lungul timpului o materie primă care s-a găsit cu ușurință în mediul înconjurător al satului românesc, având o largă întrebuințare. Lemnul, prin textura sa, se pretează la mai multe întrebuințări, servind la construirea adăposturilor omenești sau destinate animalelor, la confecționarea gardurilor, porților, uneltelor, pieselor de mobilier de uz casnic sau pentru decor. Acum, ca să nu pierd timpul, lucrez la crucea de mână, un obiect drag mie dintotdeauna, deoarece preoții din satele învecinate veneau totdeauna să comande câte o cruce, spunându-mi că cea veche s-a rupt mânerul, s-a mai deteriorat și este foarte interesantă ca formă și ca registre de compoziție după cerințe. A lucra cu lemnul deci mult mai complicat a lucra cu alte materiale. Lemnul fiind viu, trebuie să am timpul necesar să-l găsesc în pădure, să-mi aleg materialul, să-l tai la momentul potrivit în toiul iernii, în ianuarie-februarie, să-l pun la uscat. Fiind ușor de prelucrat cu unelte simple de altă, bardă, briceag, mai multe obiecte din lemn se pot ornamenta prin tehnici simple. Când îți place ce faci, nu este greu. Deci întotdeauna te ajută să depășești greutățile faptul că găsești energie în plăcerea de a lucra lucruri atât de deosebite, pentru că simbolurile tradiționale vin din trecutul nostru și ne ajută să înțelegem mai bine cum au depășit strămoșii noștri anumite greutăți. În arta prelucrării lemnului, un rol important îl au esențele folosite și tehnicile de lucru, care asigură o mare varietate de obiecte.